Emisiunea Agricultura la Raport vă este oferită de Adama. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, un pic mai devreme vă anunțam că de la această oră voi dialoga cu președintele Comisiei de Agricultură din Senat, domnul George Scarlat. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație și să sperăm că și în urma acestei emisiuni rămân cu ceva informații și vești telespectatorii și fermierii de acasă. Așa sperăm cu toții. Domnul președinte, știu că astăzi ați avut un oaspete important în cadrul Comisiei de Agricultură din Senat. Ministrul Florin Barbu a fost prezent preț de două ceasuri și ceva, în care ați putut discuta mai multe lucruri, dar asta ar fi bine să ne explicați dumneavoastră către ce au curs discuțiile astea, către ce deznodământ, către ce lucruri s-au desprins în urma abordărilor avute de către dumneavoastră și colegii dumneavoastră, pentru că cred că e important să știți și cei de acasă cum sunt toate dezbaterile astea între executiv și legislativ. Da, este adevărat. Astăzi am avut oarecum onoarea din partea colegilor să-l avem pe domnul ministru pentru câteva ore bune în cadrul Comisiei de Agricultură. Recunosc că invitația a fost multiplă. La rugămintea colegilor din Senat către Ministerul Agriculturii transmise mai multe adrese prin care am solicitat anumite informații cu privire la anumite scheme de ajutor și nu numai, dar și a suportului tehnic pe anumite proiecte și inițiative legislative. Nu e suficient să legiferezi, să încerci cunoscând realitățile, pentru că vreau să vă spun aici și chiar le-am mulțumit și astăzi colegilor, chiar avem o echipă frumoasă în cadrul Comisiei de Agricultură la Senat, toți oamenii vin din teritoriu, vin din viața reală, și cu toții mi-au spus: doamne, dar ce știți dumneavoastră despre anumite lucruri cu privire la, nu știu, identificarea terenurilor, cu privire la faptul că într-adevăr tot ceea ce noi aprobăm ca și proiecte de lege de aprobare a ordonanțelor de urgență, scheme de ajutor, ar trebui să le dezbatem și să le avem la cunoștință și noi, legislativul, pentru că putem strica sau putem îmbunătăți o schemă de ajutor pe care o inițiază executivul. Și am pe această temă, cel puțin, ne-a asigurat domnul ministru că vom avea un dialog mai strâns și cel puțin cu Comisia de la Senat. E adevărat că, într-adevăr, cei din comisie, colegii mei, atât cei din opoziție, sau în special cei din opoziție, și-au dorit pe anumite teme care creează oarecum o... Am văzut că cei de la USR ce au cerut demisia ministrului, au depus o moțiune simplă. Moțiunea simplă, într-adevăr, împotriva ministrului, am aflat și eu în această după-amiază, a fost depusă la Camera Deputaților. N-a fost depusă la Senat. Da. Într-adevăr, în cadrul sesiunii de întrebări, oarecum așa, interpelări către domnul ministru și din partea tuturor colegilor chiar din prezenții astăzi, au fost și câteva care sunt doar de domeniul de a ridica ratingul în partea publică și mai puțin de a veni cu soluții către fermieri. Bine, și în perioada asta post-electorală, pre-electorală. Deja electorală, pot spune, din nefericire vom avea astfel de episoade. Dar am aflat și foarte multe lucruri importante din partea domnului ministru, trebuie să recunosc acest fapt. Bine, întrebările au fost felurite, pentru că venind din teritoriu, acum impactând mult mai mult cu ceea ce înseamnă sectorul agroalimentar, s-a început cu plățile ANT-ului, spre exemplu, pentru că sunt foarte întârziate. Din punctul meu de vedere, în alți ani au fost primite și a explicat domnul ministru aici și, bineînțeles, a existat și oarecum o corecție din partea mea, pentru că e bine să mai aduce aminte câteodată
Pentru că dacă în 2020, spre exemplu, am fost criticat, ministrul de la acea dată, dar eu am fost... Nu m-am simțit vizat, dar neînțelegând la acel moment fermierii de acasă sau cel puțin cei care nu erau direct impactați, să spun că, domnule, spre exemplu, cu un euro pe vacă, vă aduceți aminte? La ANT. La ANT, domnule, cu un euro, cine să crească cu un euro vaca? Dar ăla a fost o plată simbol pe schema de plată cu privire la identificare, data de referință. Ca să aflu acum că, de fapt, data de referință a rămas pentru efectivele înscrise în RNE cu 0,2 euro pe cap, deci de 5 ori mai puțin. Dar este o plată simbolică, urmând ca suma rămasă în ANT să fie împărțită efectiv la animalele care se află la data plății în exploatații. Și ceea ce este un lucru pozitiv și va aduce la o creștere, de așa cum ne-a spus și domnul ministru, de la 66-67 de euro cât a fost anul trecut, va fi undeva spre 90%. Ceea ce este o creștere, nu este, acoperă cu totul, dar e o reparație morală. I-am atras atenția domnului ministru pentru că a spus că este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru și i-am spus că în 2020 am făcut același lucru și nu dânsul, dar colegii de dânsul ne-au criticat atunci spunând că cu un euro nu poți să crești o vacă de lapte. Acum depinde fiecare la momentul unde s-a poziționat, în opoziție sau la putere. Categorii. Da. Și așa cum am spus, o altă informare din partea domnului ministru a spus că se lucrează la schema de ajutor și de aceea l-am rugat atunci când sunt în formă de draft să fie trimise și către legislativ, pentru că și noi în cadrul comisiei putem pune amprenta pe o schemă și putem să îmbunătățim. Și ar fi această sumă identificată ca fiind neconsumată din vechiul program național de dezvoltare rurală 2014-2020 de aproximativ 180 de milioane de euro, ne-a spus domnul ministru, care vrea să o folosească pentru o parte de, să spunem așa, un program primul tractor în fermă, în general, și aici să fie vizate exploatațiile mici și mijlocii, adică până în 500 de hectare. Cred că cuantumul în mare, ne-am spus că va fi între 30 și 50 de mii de euro. Nu e foarte mare, dar cred eu pentru tinerii fermieri, pentru fermieri, asta e un sprijin. Și suma este destul de importantă. Banii vor fi de la Ministerul Mediului, nu? Sau sunt banii europeni, da? Și care am înțeles că au o componentă semnificativă sau parte din ei vin pe fondul de mediu. Pe fondul de mediu. Da. E adevărat că alături de colegi am avut câteva, chiar în acest început de sesiune, am avut foarte multe, 11 la număr, proiecte de legi de aprobare a ordonanțelor, schemelor de sprijin. Pentru că am aprobat un buget semnificativ pentru 2024, cel mai mare buget, aproximativ 2% din PIB-ul României, pe Ministerul Agriculturii. Și aceste scheme, aceste acte normative, știți cum e... Niciodată nu e prea târziu. Mulți au spus, domnule, da, e prea târziu, trebuie să vină mai repede. E bine că vin. Foarte multe sunt pe cadrul temporar cu Ucraina. Chiar astăzi, în plen, pentru sectorul apicol a fost aprobată legea și cred că săptămâna viitoare, când va merge la cameră, va merge foarte repede. Am încercat să o amendăm și am amendat-o la Senat prin faptul că, pe lângă acei 5 euro pe familia de albine, dacă mai există sumă în buget, ea să fie redistribuită tot crescătorilor de albine. Pentru acest fapt va trebui ministerul, dacă ajung la concluzia că suma pusă la dispoziție nu se va consuma, să fie redistribuită totul lor, trebuie să notifice comisia, pentru că este o schemă aprobată deja atunci când a fost aprobată ordonanța, ea a fost notificată la Comisia Europeană. A spus domnul ministru că va face tot posibilul ca această sumă să rămână în cadrul sectorului, ca sprijin în cadrul sectorului apicol. Vis-a-vis de, pentru că nevoia, și am văzut acest lucru, spre exemplu pe DR22, pentru că este o schemă așteptată de toată întreaga industrie alimentară, ea a fost accesată, spun, cu succes, pentru că bugetul de 210 milioane a fost de 4 ori depășit, ceea ce demonstrează apetitul de a investi și nevoia de a investi în procesarea românească este cu atât mai mare.
înțeleg în cadrul coaliției, la guvern, inclusiv domnul ministru Barbu, inclusiv domnul Boloș, ministrul finanțelor, au discutat să găsească soluții de suplimentare a acestor sume, mă repet, de 22-210 milioane de euro vin din fonduri europene pe programul național strategic, dar coroborat cu ordonanța de urgență Investalin, unde și acolo au existat sume foarte mari și ambiția guvernului la această dată este de a finanța toate programele, proiectele pe industria alimentară eligibile aproximativ 1 miliard, 1 miliard 100, ceea ce înseamnă o investiție masivă în partea de industrie alimentară, e de bun augur. Sperăm la câte vești ne-a dat domnul ministru astăzi în cadrul comisiei, jumătate, dacă în acest an își atingă obiectivul, e mare lucru. Și adevărat, aici, pe o scurtă prezentare a dânsului, v-am spus, s-a discutat inclusiv de această schemă de ajutor la porumbul silos, de aproximativ 360 de euro per hectar. Într-adevăr, aceasta este o noutate pentru asta și vine direct în sprijinul sectorului zootehnic. Într-adevăr, e alocat la vegetal, dar pentru parte de zootehnie. Și cred că noutatea sau, eu știu, informația din această seară, că în maxim 2 săptămâni se va deschide așteptată, o altă măsură atât de așteptată, investițiile în infrastructura de irigații. Uh-huh. Unde suma se va deschide apelul de proiecte. Suma alocată este undeva la 15, sfârșitul lunii martie, cel mai târziu începutul aprilie, 400 de milioane de euro vor fi alocate pentru aceste proiecte, unde într-adevăr beneficiarii care nu au mai avut proiect vor avea întâietate și în special unul din criterii spus de domnul ministru va fi suprafața mai mică, cu suma mai mică și să nu mai fi avut proiect. Adică vei avea punctaj în plus dacă nu ai mai beneficiat de un alt proiect într-un alt apel. Ceea ce oarecum echilibrează lucrurile, pentru că e cunoscut faptul că sunt OAI-uri care s-au organizat, care au avut între 5, 6 și chiar și 7 proiecte. Ori nu poți să faci, ce poți să investești atât de mult în astfel de ori? Dar cele mai multe au 2-3 proiecte depuse, cât 1 milion de euro. Suma maximă va fi de 1,5 milioane de euro pe acest apel și i-am sugerat domnului ministru, dacă mai are timp, pentru că poate splita această sumă, da? Astfel încât să aplice o sumă pentru proiecte, pentru OAI-uri cu suprafețe mai mici, astfel încât să nu existe o competiție între cei mari capitalizați, eu știu, OAI-uri de 2.000, 3.000, 5.000 de hectare, chiar 10.000 de hectare, cu OAI-uri mai mici, locale, de 200, 500 până într-o 1.000 de hectare. Și atunci ar putea să lase o sumă pentru acești beneficiari, pentru acești fermieri mai mici și pentru cei mari să fie un alt buget separat. Eu uitat și îmi scrie un telespectator, domnul Cosmin Micu de la Arad, zice așa că DR26 e o măsură care nu se poate accesa, nu poți să îndeplinești condițiile de eligibilitate. Da, am și eu cunoștință de acest lucru cu privire la faptul că în ghid au fost strecurate anumite, eu știu, criterii prin care astăzi, la momentul de față, nu pot fi îndeplinite de câte beneficiari. Exact, să fac așa cum o paralelă, când am fost întrebat de domnul ministru acum o lună de zile, de ce pe sectorul, știindu-mă că sunt un cunoscător al sectorului zootehnic și în special al sectorului de porc, de ce nu se absorb și nu este apetit pentru absorpția de bani pe DR20, componenta suine. Și am spus, atât timp cât ai solicitat din prima la ghid autorizație de mediu, efectiv ultimii 3 ani de zile să ai activitate și așa mai departe, ei au făcut pe cei care erau interesați, nu reticenți, imposibil de a aplica.
și erau și un barem minim de 45 de puncte, în care nu aveai din ce să-l obții, pentru că cele mai multe puncte, 25 de puncte, erau date pe partea de biosecuritate. Ori dacă ai biosecuritate și ai avut în precedent măsura 5-1, unde au aplicat majoritatea fermilor până în 200.000 de euro, o sumă mică, dar și-au făcut și-au acoperit nevoia de investiții pe acest sector într-un program anterior, ar fi fost normal să scădem această condiționalitate. Din fericire, astăzi când discutăm, chiar ne uitam pe site, mai o sumă aproximativ de 750.000 de euro, care n-ar mai putea fi accesată de oricare și este epuizat bugetul și pe această măsură. Să sperăm că vor exista mecanisme de sprijin a fermierilor pentru a implementa. Nu e suficient să fii eligibil și să depui un proiect astăzi. Poți fi declarat eligibil, selectat, dar când o să mergem și în general fermierii vor merge pentru cofinanțare în sistemul nostru bancar, care este din ce în ce mai reticent, ținând cont de anii grei prin care au trecut fermierii noștri, va trebui să existe un mecanism. Și vestea a și venit, pentru că într-adevăr sunt deja 6 bănci care au accesat și la norme și pe creditul fermierul, unde dobânda maximă pentru capital de lucru și nu numai, inclusiv pentru partea de cofinanțare a acestor proiecte pe fonduri europene, e de maxim 1,95%. Dar știți că și aici e o problemă. Peste tot sunt probleme. Nu, serios vorbesc, tot la fermier știu, nu eu dețin informațiile astea, ei mi le spun, e plafonul ăla de 280.000 de euro. Dar plafonul de 280.000 de euro, într-adevăr, pe cadru temporar, Ucraina, maximum beneficiar, o persoană juridică, poate fi ajutată cu 280.000 de euro. Dacă într-adevăr Ai luat alte măsuri pe același cadru temporar, așa. Da, în moment, toate se cumulează. Bun. Vor fi cumulate. Într-adevăr, asta s-a stabilit prin regulament. Comisia a spus, fiecare beneficiar pe producție primară poate fi sprijinit de către statul membru cu 280.000 de euro, maxim 280.000 de euro. Asta nu înseamnă că pe industrie, pe partea de procesare, suma, dacă nu greșesc eu, cred că este până la 2,3 milioane de euro. Deci să aibă putere financiară statul să susțină industria. Deci Corect. Există, vorbeam de DR22 mai devreme, de partea de procesare. Aici intră cei cu procesarea și nu au fost ajutați cu sume așa mari. Cu privire la, gradul ăsta sau apetitul ăsta de a investi, e îmbucurător, pentru că după ani grei, personal, credeți-mă, am fost reticent că mai sunt deschiși fermieri în general, la câte greutăți au, să acceseze la ideea de a investi în continuare. Ceea ce este un lucru îmbucurător, că vor să treacă peste această pasă grea. Eu Corect. Am mizat întotdeauna pe faptul că un fermier și în general fermierul român nu se va da în lături. Doar dacă îl ajuți puțin să poată să-și urnească activitatea, este un mare lucru. Și cred eu, fără a face politică, chiar și în acești ani, chiar din 2020 încoace, aceste mici scheme, aceste mici infuzii de capital au fost benefice în activitatea fiecărui fermier. Te-ați întrebat cineva de ANT-ul acela pentru bovine. V-a zis ceva, domnul ministru? Păi domnul ministru mi-a spus că în cursul acestor zile va fi făcută plata și chiar ne-a spus că îl notasem, mi-a spus că față de acum anii din urmă, unde a existat 60, între 65 sau 68 de euro, v-a spus că e, după simulări și calcule, s-ar putea să se ajungă la 90 de euro pe cap, doar ANT-ul, la vaca de lapte. E o sumă mică, dacă este la ce nevoie există astăzi, dar de aici vedeți de ce sunt bune dezbateri și discuțiile. După 2 ore și jumătate am ajuns la câteva idei foarte bune. Sper ca și guvernul să înțeleagă, și mă refer aici atât la premier, cât și la Ministerul de Finanțe, pentru că va fi o noutate, în sensul în care ne dorim ca produsul fresh, produsul proaspăt, obținut din materii prime din fermele din România, în industria alimentară românească, și care, ca și materii prime, mă refer fresh, în 24 de ore
va ajunge la procesare sau la raft, TVA-ul să fie de 5%. Astfel încât să facem o diferențiere la raft și poate așa marele comerciant își va da seama că este mai benefic să te duci să cumperi un produs proaspăt din piața locală și nu mă refer aici din piața locală, piața doar piața României. Că legume poți aduce și din Bulgaria, spre exemplu, în 24 de ore. Dar discutăm de produse fresh. În momentul ăla să ai la preț la vânzare cu TVA 5%. Deci statul să-și asume acest, în ghilimele, risc de a colecta din taxa pe valoare adăugată mai puțin. În schimb, va compensa cu faptul că atunci când vei aduce lapte din, eu știu, din Polonia sau carne din Spania, n-ai să o aduci în 24 de ore și nu va mai fi considerat un produs proaspăt sau pe lanțul scurt și în momentul ăla să se aplice o cotă de TVA de 19%. Deci diferența asta de 14% la raft ar trebui să încurajeze într-adevăr ca și comerciantul să fie cointeresat pentru a-și atinge acele marje de preț să cumpere un produs cu TVA 5% și bineînțeles să colecteze TVA pe care să-l plătească statului doar 5%. Uitați, domnul Dimitrie Muscă, cu care am filmat la sfârșitul săptămânii, spunea că plafonarea aceea prețurilor pentru dumnealor ca și producători duce... Nu are un efect. Nu are un efect pozitiv. Nu are un efect, poate un efect pozitiv la prima fază. Măsura guvernului de a plafona prețurile a fost pentru, pe acea anexă de produse, pentru consumatorul vulnerabil, pentru românul care nu are bani și are o putere de cumpărare foarte scăzută și care a țintit doar acea gamă de produse. Pe ansamblu, când discutăm de consumator în general, cel care merge cu coșul și vrea să umple coșul de cumpărături de la marele retail, într-adevăr, cumpără două, trei produse la care s-a plafonat prețul și celelalte le iau cu adaos mărit și pe ansamblu cred că nu au scăzut dacă să discutăm de volum și valoric. Dar la ce se referă domnul Musk este într-adevăr că pe lanț această plafonare a dus la oarecum la pierderea de venituri și către procesarea și producătorul de materie primă din ferma autohtonă. Este adevărat acest lucru. E într-adevăr în discuție această măsură în cadrul guvernului dacă va fi prelungită sau nu. Poate ea va fi și din punctul meu de vedere ar fi benefic să fie înlocuită. Cu ce? Poate chiar cu această cotă diferențiată de TVA. Vom vedea. Bun, o întrebare de la un telespectator crescător de bălțată. Zice așa, bună seara domnule Ovidiu, întrebare pentru domnul președinte. O relaxare a condițiilor impuse pentru bunăstarea la vaca de lapte, ca anul trecut 90% din fermieri nu au îndeplinit condițiile impuse. Da, eu înțeleg și sunt alături pentru că cunosc și am făcut parte din grupul de lucru a Asociației Producătoare de Carne de Porc în anii din urmă, pentru că pasărea și porc au fost sectoarele care au implementat pentru prima oară parte de bunăstare. Am spus-o și le-am spus colegilor din Oierit, nu vă zbateți foarte mult pentru condițiile de bunăstare, nu că nu le îndepliniți. Oaia stă natural și pășunează pe pajiști și pajiști alpine și fânețe și îi asigur tot confortul. Din păcate, partea scriptică, birocratică de a justifica aceste costuri suplimentare cu bunăstarea animalelor este foarte grea și într-adevăr nu cunosc toate amănuntele pentru că n-am participat la grupul de lucru pe bovină și cred că nu e la îndemână oricărui fermier de a beneficia de aceste costuri suplimentare. Toți trebuie să-și facă calculul, să vadă dacă este benefic să poți să implementeze aceste măsuri de bunăstare, pentru că ele nu sunt obligatorii. Ele sunt obligatorii, aceste condiții superioare de bunăstare în creșterea animalelor sunt obligatorii doar pentru cei care doresc să beneficieze de această compensare a acestor pierderi, pentru că la urma urmei astea sunt niște cheltuieli suplimentare într-o fermă. Corect. Nu sunt subvenții. Așa e. Nu se le confundă cu subvențiile. Bun. Luăm pauză, luăm publicitate, revenim după.
Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Emisiunea Agricultura la Raport v-a fost oferită de Adama.